politică. Klaus Iohannis a motivat absența de la eveniment printr-o scrisoare transmisă Patriarhului Daniel. Vizita istorică de la Cotroceni vine în contextul în care mâine are loc sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, iar ceremoniile au început încă de ieri, odată cu sosirea în România a Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu I. Cel mai înalt reprezentant al Ortodoxiei a semnat în cartea de oaspeți a administrației prezidențiale și a binecuvântat pe toți cei prezenți la întâlnire. Președintele Klaus Iohannis i-a invitat pe cei doi înalți prelați la Cotroceni pentru a-și prezenta personal scuzele pentru că mâine nu va putea fi prezent la ceremoniile dedicate sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului, dar și pentru a le mulțumi pentru tot ceea ce au făcut pentru creștinii ortodoxi din toată lumea. Șeful statului a transmis anterior întâlnirii de astăzi și o epistolă preafericitului Daniel, în care îl anunța că nu va fi prezent la sfințirea catedralei din cauza agendei încărcate pe care o are. Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului reprezintă pentru credincioșii ortodoxi din țară și din diaspora o sărbătoare cu o încărcătură istorică și simbolică aparte. Acest locaș de rugăciune ne aduce împreună într-unul dintre cele mai importante momente pentru poporul român, celebrarea centenarului Marii Uniri. În acest moment deosebit, vă rog să primiți preafericirea voastră, urările mele sincere de sănătate și slujire rodnică. Președintele Klaus Iohannis pleacă mâine la Bruxelles, unde va participa la o reuniune extraordinară a Consiliului European, al cărei obiectiv va fi agrearea proiectului de acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Așadar, sunt zile de sărbătoare pentru ortodoxismul românesc și nu numai. Mâine va avea loc unul dintre cele mai importante evenimente din istoria Bisericii Ortodoxe Române, sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Iar ceremoniile au început încă de ieri, odată cu sosirea în România al celui mai înalt reprezentant al Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu I. Și tot ieri, o delegație a Bisericii Ortodoxe din Grecia a adus la București mâna Sfântului Apostol Andrei, îmbrăcată în aur și diamante. Peste 30.000 de oameni sunt așteptați la pelerinajul prilejului de sfințire a Catedralei Naționale, iar întreaga ceremonie de sfințire a Catedralei va fi transmisă în direct de postul nostru de televiziune. Colega mea, Mădălina Ignat, ne face un rezumat al desfășurării ceremoniilor. Te rog, Mădălina, bună ziua! Bun găsit, este agitație mare aici la Catedrala Mântuirii Neamului. Se fac ultimele pregătiri pentru ca evenimentul ce va avea loc mâine să se desfășoare conform programului. Trebuie spus faptul că sunt în jur de 300 de muncitori care se află și în acest moment pe șantier, iar în interiorul catedralei doamnele se ocupă de curățenie. Până la marele eveniment ce va avea loc însă mâine, astăzi, la ora 16, racla cu Sfânta Mâna Apostolului Andrei, ocrotitorul României, va fi adus aici și la Catedrala Mântuirii Neamului, raclă care în acest moment se află la Patriarhia Română și știm că a fost adusă chiar de mitropolitul care conduce delegația Bisericii Ortodoxe din Grecia. De altfel, tot astăzi aici va fi adus și un fragment din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina. Moaștele vor fi așezate spre închinare în pridvorul paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, urmând ca tot astăzi, începând cu ora 17, să aibă loc slujba de pomenire a eroilor români. Slujba care va fi ținută de către Patriarhul României împreună cu alți ierarhi. Cam acestea sunt pentru moment informațiile. Vom reveni cu alte detalii pe parcursul desfășurării evenimentului. Cinstita mână a Sfântului Apostol Andrei a fost depusă în Catedrala Patriarhală de pe dealul Mitropoliei printr-o procesiune solemnă condus de Preafericitul Patriarh Daniel și Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului. Principalul motiv al vizitei Santității voastre anul acesta este sfințirea altarului noii catedrale patriarhale, care la început, după dobândirea independenței României 1877-1878, a fost numită Catedrala Mântuirii Neamului, iar acum o numim și Catedrala Națională. De aceea această catedrală este dedicată sărbătorii înălțării Domnului, care în Biserica Ortodoxă Română coincide și cu ziua eroilor români din toate timpurile. Acest eveniment al sfințirii altarului Catedralei Naționale
reprezintă în același timp și celebrarea a 100 de ani de la unirea din anul 1918 a tuturor provinciilor românești într-un singur stat, Regatul României Mari. Patriarhul Constantinopolului a adresat și el câteva cuvinte celor veniți la ceremonia de la Catedrala Patriarhală. Mulțumim anticipat, prea fericite Părinte Daniel, întrucât încă din zilele când am prezidat împreună Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, în luna iunie anului 2016 în Creta, ați invitat pe smerenia noastră la acest moment mare și istoric al Bisericii Ortodoxe Române și al întregului popor român. După slujba de întâmpinare a moaștelor Sfântului Andrei, Patriarhul Constantinopolului s-a oprit printre oamenii de rând, le-a dăruit iconițe și i-a binecuvântat. Moaștele Sfântului Apostol Andrei vor rămâne la Patriarhie până în această după-amiază, când vor fi depuse la bisericuța ridicată în fața Catedralei Neamului, iar credincioșii vor putea merge să se închine la ele. Duminică, la Catedrala Mântuirii Neamului, vor fi aduse și moaștele Sfintei Mucenițe Ecaterina. Am venit să mă interesez, pentru că duminică venim cu toții să ne închinăm, pentru că este unicat în lume. Am venit special, de fapt, din Statele Unite. Sunt foarte impresionată, copleșitor, am intrat puțin. M-am cazat la un hotel lângă catedrală, special ca să fiu aproape de catedrală. Vezi ceva rude care vor veni special? Da. De la Vaidieni. Da, și din asta vreau să vă transmit și lor cum trebuie să vină. Între timp, pe șantierul catedralei se lucrează fără pauză. La slujba de duminică sunt așteptați 10.000 de oameni. Catapeteazma a fost deja împodobită cu 10 de icoane din mozaic și foiță de aur și se fac probe de sunet pentru cele 6 clopote gigantice. Acestea se vor auzi de la 15 km distanță. Cel mai mare este clopotul Neamului, care este și cel mai greu din Europa. El cântărește numai puțin de 25 de tone. Stadiul lucrărilor tehnice, ca să spun așa, legate de catedrala în sine este foarte avansat. Volumul lucrărilor este realizat deja în proporție de 95%. În momentul acesta se finalizează Sfântul Altar și catapeteazma care vor fi sfințite duminică. E bine de spus că peste aproximativ 3 ani va mai exista o slujbă de sfințire a picturii realizate în mozaic pentru Catedrala Națională. 10.000 de credincioși vor veni în capitală pentru a participa la ceremoniile de duminică. Aceștia vor fi aduși cu 700 de autocare puse la dispoziție de reprezentanții arhiepiscopiilor. Oamenii vor putea urmări liturghia pe cele două ecrane special amenajate de o parte și de alta a intrării principale. În timpul Sfintei Liturghii vor avea acces în catedrală doar cei 2000 de invitați oficiali. Slujba va fi oficiată de către Patriarhul Daniel, alături de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului. Abia după finalul slujbei, credincioșii se vor putea închina în fața moaștelor și a noului altar. Mii de militari bat astăzi pasul de defilare în capitală pentru ca de ziua națională parada să arate impecabil. La eveniment vor fi aduse sute de mașinării de război, de la tancuri și avioane până la transportoare blindate de ultima generație. Studenți și veterani deopotrivă vor defila în uniforme de epocă purtate în cele două războaie mondiale. Anul acesta în București, 4.000 de militari vor defila la Arcul de Triumf cu peste 200 de mijloace tehnice, iar pe deasupra vor trece 50 de aeronave. Anul acesta, parada începe la ora 10. Cei peste 4.000 de militari care vor trece pe sub Arcul de Triumf de 1 decembrie au repetat fiecare mișcare. La ora 9 dimineața, detașamentele au primit comanda pentru o primă defilare. Au fost două în total, până când comandantul paradei s-a asigurat că totul se desfășoară cu precizie milimetrică. Vorbim despre generalul locotenent Adrian Tonea, locțiitorul șefului statului major al apărării. În urmă cu 100 de ani, bunicul său a luptat în primul război mondial, iar tatăl său în cel de-al doilea. Prima trecere cu câteva elemente care trebuie să le corectăm. De coordonare între detașamente
și de coordonare între trupele care defilează pe tehnică și trupele care defilează pe jos și, bineînțeles, sperăm ca la al doilea antrenament să poată zbura și aviația, să coordonăm toate elementele participante la parat. Bucureștenii vor putea vedea sub Arcul de Triumf și vehiculele blindate Pirania 5. Echipamentele aparțin armatelor străine invitate la paradă, însă vor intra în dotarea armatei române de anul viitor. Pentru anul acesta, aviația va deschide parada, vom avea un detașament de la Liceul Militar de la Craiova, nou înființat. 50 de aeronave vor survola cerul capitalei la parada de 1 decembrie. Cu toate acestea, nu s-au ridicat de la sol pentru repetițiile de astăzi. Din parada de 1 decembrie vor lipsi migurile care vor participa la parada de la Alba Iulia. Un soldat a jucat rolul președintelui. Sosirea șefului statului este unul dintre cele mai importante momente ale paradei de 1 decembrie, așa că fiecare trebuie să știe exact ce să facă. Un număr de 500 de militari străini vor participa la paradă de două ori mai mulți față de anii trecuți. Soldații vin din 20 de țări. Parada va fi încheiată însă de o cavalerie a militarilor în rezervă, care vor purta uniforme de acum 100 de ani. Cei care nu vor să se lupte cu traficul de ziua națională trebuie să fie atenți la restricții. De la 4 dimineața, pe 30 noiembrie și până la 16 pe 1 decembrie, circulația este închisă total pe șoseaua Chiselev, între Piața Presei Libere și Piața Victoriei, inclusiv arterele din zonă. Iar repetițiile continuă și la această oră și mergem în piața Arcului de Triumf la colega mea Diana Bone, care ni se alătură cu toate detaliile. Diana, bună ziua! Ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în continuare acolo la Arcul de Triumf? Bun găsit! În următoarele 10 minute va începe cea de-a doua trecere pe sub Arcul de Triumf a militarilor, dar și a tuturor aparatelor militare care sunt în cadrul Armatei Române. De altfel, la prima trecere pe sub Arcul de Triumf, care a durat aproximativ o oră, nu au putut participa toate dispozitivele militare. Acum mă refer la cele aviatice, pentru că din cauza plafonului gros de nori, acestea nu s-au putut ridica de pe aeroportul Băneasa și de pe aeroportul Borcea. Cei drept, cei de la Armata Română dau toate asigurările că în cadrul repetițiilor care vor începe în următoarele 10 minute și dispozitivele aviatice vor putea să participe la această paradă. Sunt aproximativ 50 de avioane care vor participa pe 1 decembrie la parada militară din capitală. De altfel, aparatele de zbor MiG nu vor fi prezente în capitală, vor participa la parada militară de la Alba Iulia de pe 1 decembrie. Spuneau cei din armată că toate aceste pregătiri sunt foarte importante pentru că ele arată cel mai clar cum se vor desfășura, cum se va desfășura parada de 1 decembrie. De altfel, la această paradă militară, comandantul paradei va fi generalul locotenent Adrian Tonea. În urmă cu 100 de ani, bunicul său a luptat în primul război mondial, iar tatăl său în cel de-al doilea război mondial. Un moment impresionant, pentru că această paradă militară de 1 decembrie din acest an va marca și anul centenar, un moment istoric, cum vă spuneam, pentru România. Ne așteptăm să vedem în următoarele minute începutul celei de-a doua repetiții pentru parada militară. Diana Bun a fost în direct din piața Arcului de Triumf din București. Mulțumim!
Mergem mai departe și schimbăm registrul. Chiar înainte de Crăciun, încă un focar de peste porcină a fost confirmat în județul Olt. Gospodăria în care a fost descoperit focarul a fost pusă sub supraveghere, iar acum se așteaptă rezultatele probelor prelevate care au fost deja trimise către laborator. Din luna iulie, atunci când a fost semnalat pentru prima dată virusul în țara noastră, și până în prezent au fost confirmate peste 1100 de focare în 17 județe și peste 360.000 de porci au fost uciși. Deși autoritățile tot vin cu afirmații conform cărora focarele de peste porcină africană sunt ținute sub control, acum chiar înainte de sărbătoarea Crăciunului, încă un focar a fost confirmat în județul Olt. Virusul a fost depistat în gospodăria unui bărbat de la marginea localității Rusănești, situată la doar 3 km de județul Teleorman, iar specialiștii spun că de acolo a și ajuns virusul. Imediat cum a fost depistat focarul, întreaga gospodărie a fost pusă sub supravegherea Autorității Național Sanitar Veterinare. De asemenea, medicii veterinari din Olt au luat câteva probe și de la animalele fiului proprietarului în gospodăria căruia s-a depistat focarul. Se pare că proprietarul porcului diagnosticat cu virusul pestei are în apropiere de granița cu județul Teleorman o stână unde pe perioada verii a crescut și câțiva porci. Este posibil ca animalele să fi contactat virusul din acea zonă, Teleormanul fiind deja un județ pus sub atenționare cu mult înainte ca virusul să ajungă și în Olt. Până în acest moment, de pe 31 iulie 2017, atunci când a fost localizat primul focar de peste porcină africană în județul Satul Mare, în țara noastră au fost depistate peste 1100 de focare în 17 județe, iar 361.132 de porci au fost sacrificați. Cele mai multe focare de peste au fost depistate în județele Tulcea, Ialomița, Brăila, Călăraș și Constanța. Proprietarii animalelor care au fost afectate de boală au fost despăgubiți până în acest moment cu suma totală de 205.581 milioane de lei și bărbatul din Rusănești, al cărui porc s-a îmbolnăvit, urmează să fie despăgubit. Ion Rădoi, șeful sindicaliștilor de la Metro, a ieșit la atac și amenință proprii oameni cu dosare penale dacă îndrăznesc să întrerupă la comanda conducerii companiei alimentarea cu apă și energie electrică a spațiilor comerciale de la Metro. Ion Rădoi face tot ce poate să nu piardă contractele extrem de bănoase pe care le-a încheiat timp de ani de zile cu cei care au închiriat spațiile comerciale din metroul bucureștean. Acum își șantajează proprii oameni. Șeful sindicatului de la metrou îi amenință pe angajați, e drept sub forma unui avertisment, că riscă dosare penale dacă sistează cu apă și energie electrică spațiile comerciale din stații. Dacă veți primi ordin de implicare în întreruperea activităților comerciale, vă rugăm să o faceți numai în urma unui ordin scris, pentru că altfel puteți intra pe nedrept în dosare penale la comanda ministrului și a directorilor, se arată într-o epistolă trimisă sindicaliștilor. Avertismentul vine după ce sute de spații comerciale de la metrou, controlate de 24 de ani de sindicat, în baza unui contract de asociere între Metrorex și firma Sindomed Servcom, trebuiau evacuate până pe 19 noiembrie. Ministrul demisionar al transporturilor, Lucian Șova, a și anunțat de altfel că de acum spațiile vor fi licitate. Ion Rădoi trebuie să știe clar că spațiile comerciale din stațiile de metrou vor fi licitate. Și cine va oferi prețul cel mai bun, acela va face comerț în aceste spații și în condiții civilizate și cu respectarea tuturor normelor și de securitate și așa mai departe. Metrorex a denunțat contractul și recent a notificat societatea că va asista alimentarea cu electricitate și apă pentru spațiile comerciale din subteran. Sindomed Servcom nu a pus în aplicare notificarea companiei de stat, ci a prelungit contractele de închiriere. Tot scandalul a ieșit la iveală după ce ministrul demisionar al transporturilor l-a acuzat pe Ion Rădoi că, de fapt, prin greva generală cu care tot amenință șeful sindicaliștilor, se ascunde păstrarea sub control a spațiilor comerciale și nici de cum nu îi pasă lui de salariile angajaților din Metrorex. Este unanim cunoscut faptul că o companie înființată de metrou a beneficiat de un contract în 2003 de exclusivitate a 5800 de metri pătrați spații comerciale la un preț de mai puțin de 100 de euro pe an pe metru pătrat. De 15 ani, această firmă subînchiriază spațiile. Cât a spus, 100 de euro? Euro pe an pe metru pătrat.
Acest contract a expirat. 5.800 de metri pătrați. Și nu, acest poate, contract, nu poate și altcineva să ia... 15 ani n-a putut să ia decât cine a vrut, Ion Rădoi. Continuăm. Accident teribil la Iași din cauza ceții. Șoseaua de centură a orașului a fost blocată ore întregi azi noapte după ce 3 autoturisme au fost prinse într-un carambol mortal. 2 oameni și-au pierdut viața pe loc. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. 2 mori, mașinile mici și nevicruguză. Totul a pornit de la un șofer extrem de grăbit care a încercat o depășire riscantă. Manevra nu i-a reușit, iar asta l-a costat scump. Și-a pierdut viața, iar odată cu el a murit și o tânără nevinovată. Mașinile în care se aflau cei doi, dar și un microbuz, au fost făcute zob. Șoferul autoutilitarei a scăpat ca prin minune cu viață. Din față de aici, deodată, mi-a venit pe banda mea. În ultima secundă, am tras puțin volan, s-a evit. Bun, m-a aruncat el. Ideea e cum a salvat maneta de la schimbător de viteză, cam atâta spațiu în care nu mi-a rupt picioare. Dar poate dreptul s-a... Asta s-a întâmplat. Când au ajuns salvatorii, cele două victime erau încarcerate. A început o luptă contra cronometru, iar în scurt timp, bărbatul și tânăra au fost scoși din mormanele de fiare. Medicii au început manevrele de resuscitare, dar din păcate au fost nevoiți să declare decesul. Ore întregi a fost blocată șoseaua de centură a municipiului Iași, timp în care muncitorii de la drumuri s-au chinuit să strângă rămășițele celor 3 mașini de pe drum. Cel care a provocat accidentul se întorcea de la Galați, însă nerăbdarea de a ajunge acasă l-a ucis. Soția sa a aflat de la polițiștii care au sunat-o de pe telefonul bărbatului că cel cu care împărțea viața a murit. Tot polițiștii l-au anunțat și pe tatăl tinerei de decesul fiicei sale. Omul a venit la locul accidentului și a făcut un atac de panică. În urma tinerei moarte a rămas o fetiță de 5 ani care nu își va mai vedea niciodată mama. Alte informații după câteva minute de publicitate. Stați cu noi, revenim! Continuăm știrile. Vremea se pare că ne face o surpriză plăcută în acest weekend, pentru că vom avea parte de temperaturi în creștere, care vor trece de 10 grade Celsius. Cu toate acestea, vor fi regiuni în care va mai ploua, iar ceața va fi și ea prezentă. Vântul va sufla slab până la moderat în majoritatea regiunilor, însă vă propun să aflăm mai multe despre vreme, chiar acum, de la colega mea, Georgiana Grădinaru. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Vremea continuă să se încălzească în zilele următoare, astfel că temperaturile vor fi ceva mai ridicate decât cele normale ale perioadei, însă mai puțin în regiunea Moldovei, acolo unde rămâne ceva mai rece. Se vor înregistra astăzi maxime de la 0 și până la 10 grade, iar cerul va fi acoperit de nori și în special începând din partea a doua zilei sunt așteptate ploi în regiunea nordică, nordvestică și în zona centrală. Vor fi și ceva intensificări ale vântului la munte, iar punctiform este posibil să se mai formeze poleiul. În capitală, cerul va fi acoperit de nori în prima parte a intervalului, urmând ca după amiază să devină variabil. Se vor înregistra maximum 6 grade, iar în timpul nopții cerul rămâne acoperit de nori. Sunt șanse mici pentru precipitații, temperatura minimă va fi de 0 grade. Duminică vremea continuă să se încălzească, devenind astfel mai caldă decât fi obișnuit în această perioadă, mai ales pentru regiunile intracarpatice. Și același lucru se va întâmpla și la munte, unde peste tot vor fi valori aproape pozitive, astfel că precipitațiile vor fi sub formă de ploaie pe spații restrânse. Sunt anunțate de la 1 și până la 6 grade, iar pe creste vântul se va intensifica trecător. Așa cum vă spuneam, duminică vor fi temperaturi peste cele obișnuite ale perioadei în zonele intracarpatice. Se vor înregistra de la 3 și până la 15 grade. Sunt așteptate și ceva ploi, în special spre seară și în cursul nopții în jumătatea nord-vestică a teritoriului, iar la munte este posibil să mai apară ploi sau lapovițe. Vântul va aduce intensificări atât în regiunile montane cât și în sudul Banatului sau în zona litoralului. La începutul săptămânii următoare nu se modifică foarte mult regimul termic, vor fi de la 0 și până la 15 grade, însă area precipitațiilor se extinde către cea mai mare parte a țării, vor fi ploi, iar în regiunea estică a Transilvaniei, nordul Moldovei și în zona Carpaților Oriental vor fi lapovițe și ninsori, însă pe creste. Cam acestea au fost informațiile, numai bine vă doresc!
Georgiana Grădinaru a fost și să sperăm că vremea va ține cu noi și weekendul care vine, pentru că Ziua Națională și Sfântul Andrei aduc o nouă mini-vacanță pentru români. Cei 1,2 milioane de salariați de la stat vor lega weekendul de ziua de vineri, în care este celebrat ocrotitorul României. Potrivit codului muncii, zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie sunt sărbători legale, în care nu se lucrează. Fie că au vrut singuri liberele, fie că li se impun prin concediu forțat, mulți români lipsesc la weekend și ziua de vineri. Așadar, este o veste bună și pentru cei care muncesc în sectorul privat, mai ales în turism și servicii, pentru că se așteaptă la vânzări sporite. La munte sunt rezervate peste 50% dintre locurile de cazare și prețurile au crescut, mai ales că în unele zone se poate schia. Administratorii pârtiilor au început să folosească tunurile de zăpadă. Alți turiști vor să își petreacă mini-concediul în băi termale. Și aici hotelierii spun că sunt mai toate locurile ocupate. În sectorul privat însă numărul zilelor de odihnă rămâne la mică înțelegere cu șefii, iar meteorologii au vești bune pentru cei care au norocul să fie liberi. Vremea va fi frumoasă. Urmează apoi mini-vacanța de Crăciun. Prin lege, zilele de 25 și 26 decembrie sunt libere. Anul acesta, prima zi de Crăciun pică marți, iar 26 va fi miercuri. Vin apoi liberele de Revelion, 1 și 2 ianuarie, care deschid calendarul sărbătorilor legale din 2019. Deși nu este niciun anunț oficial, este posibil ca zilele de 24 și 31 decembrie să fie și ele libere, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți, atunci când făceau punte între zilele libere și weekenduri. Dacă acest lucru se va întâmpla, românii se vor bucura de 5 zile libere, atât de Crăciun 2018, cât și de Revelion. S-a deschis unul dintre cele mai importante târguri de vinuri din România. Pasionații de vinuri pot degusta în acest weekend o mulțime de băuturi fine la una dintre cele mai mari expoziții de profil, Good Wine. Așadar, cei care vor să afle ce fel de vin să aleagă în funcție de preparatele culinare, nu trebuie să rateze acest eveniment. În momentul în care acest roze se apropie de culoarea foiței de ceapă, înseamnă că este un roze aproape perfect. Iubitorii de vinuri care vor vizita târgul vor avea parte de o surpriză. Vor avea la dispoziție peste 1000 de tipuri de vinuri din care pot degusta. De asemenea, la Good Wine vor fi prezenți o mulțime de specialiști din industrie care pot oferi informații interesante despre fiecare tip de vin în parte. La acest târg eu vă recomand un vin spumant făcut prin metoda tradițională. Este un vin care putem spune cu ușurință că rivalizează cu produsele din Franța, cu șampania care se face în Franța și noi le scoatem tot prin metoda tradițională. Să scoatem un astfel de produs, noi avem nevoie de o perioadă de 2 ani și 2 ani jumate. Dacă vreți să aflați ce vin trebuie să alegeți în funcție de alimentele pe care le mâncați la masă, trebuie să mergeți la Good Wine. Rozeul merge cu fructe de mare, dar este un vin versatil. Merge și pe partea de prânzeturi, merge și pe partea de cărori, dar în principiu mai mult pe partea de fructe de mare. În principiu, în piața actuală din România, este greu să vii cu un vin pe care să-l declari ca fiind bun și el să nu fie bun. Concurența asta naște calitate. La această expoziție oamenii pot degusta și alte băuturi mai tari, dar aromate, cum ar fi pălinca sau lichiorul. Aici avem o pălincă din cireșe. Scrie aici cireșe, pe urmă poate să mai fie de coacăte, de vișine, de multe alte lucruri. Iar ce vedem aici este un lichior, dar un alt fel de lichior care se obține din fruct în mod exclusiv și distilatul din fructul respectiv, nu alcool de origine agricolă, nu ingredienți, nu apă de durizată. Târgul de vinuri va fi deschis publicului până la 25 noiembrie, iar pe lângă băuturile de calitate care pot fi degustate, vizitatorii vor putea admira peste 100 de crame. La acest eveniment vor fi prezenți o mulțime de profesioniști din domeniu, viticultori, producători, dar și distribuitori de vinuri. Publicitatea acum, revenim în doar câteva minute, stați cu noi. Continuăm știrile și mergem în continuare în afara granițelor. Momente de tensiune pentru angajații unei stații de carburanți din vestul Franței. Un bărbat îmbrăcat cu o vestă galbenă fluorescentă, asemănătoare cu cele purtate de cei care protestează față de scumpirile combustibilului din întreaga țară, a amenințat că va detona o grenadă. Omul își dorea să fie primit de președintele Emmanuel Macron.
Incidentul s-a produs în orașul francez Angers. Omul în vârstă de 45 de ani, îmbrăcat în haine similare cu cele purtate de protestatari, a amenințat că va detona o grenadă chiar în apropierea unei benzinării. Bărbatul a cerut să fie primit de președintele Emmanuel Macron. Protestatarul a fost arestat după ce s-a predat la finalul mai multor ore de negocieri cu autoritățile, iar pirotehniștii au analizat dispozitivul explozibil. Aceștia au transmis că era o grenadă reală și că a existat un risc extrem pentru cei din jurul lui. Autoritățile franceze sunt în alertă. Peste 30.000 de protestatari urmează să ajungă în capitala Franței pentru a participa la demonstrații. Oamenii protestează pentru al doilea weekend consecutiv față de scumpirile la combustibil. Cel puțin 3.000 de polițiști au fost delegați să asigure ordinea publică pe perioada protestelor. Mai mult, timp de mai mult de o săptămână, convoaiele de camioane și protestatarii cu pancarde luminoase, îmbrăcați în veste fluorescente galbene pe care toți șoferii din Franța trebuie să le aibă în mașini, au blocat autostrăzile din întreaga țară, împiedicând accesul la depozitele și fabricile de combustibil. Pesticidele chimice și îngrășămintele au fost date uitării în China. Acum chinezii își fac legumele să crească mai rapid, mai frumoase și mai mari cu ajutorul electricității. Recent, guvernul chinez a lansat un program de electrocultură pentru toți cei care au sere de peste 3600 de hectare. Tehnica de creștere a legumelor și fructelor prin electricitate a crescut producția de legume și fructe cu până la 30% în acest an, iar de cealaltă parte, consumul de pesticide și îngrășăminte a scăzut cu mai mult de 20%. Astfel, legumele și fructele din China cresc datorită firelor de curent electric montate în seră deasupra lor la o înălțime de maxim 10 metri. Prin această tehnică, bacteriile și bolile care se transmit prin aer sau prin sol vor dispărea, iar planta va fi mult mai sănătoasă. Cel puțin asta spun specialiștii. Profesorul Liu Binjiang, care a luat parte la acest proiect, susține că această metodă de creștere rapidă nu face niciun rău plantelor ori oamenilor. Ba chiar susține el, China este acum cu un pas înaintea lumii. Datorită succesului pe care l-a avut această metodă, zona dedicată fermelor electrificate din China crește în fiecare an. Însă un hectar de seră electrică are nevoie de 15 kW de energie electrică pe zi. Iar încă o problemă ar fi costul foarte mare de instalare. Știrile prânzului la final. Sunt Aneta Sângiorzan, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă dau o întâlnire mâine dimineață începând cu ora 8, iar la fix Irina Petraru vă așteaptă la Top B1. Stați alături de noi!